Nu e corect. Ce să facem? N-au prețuri, nu dau bonuri fiscale, nu cântăresc ca lumea. Asta e problema. Noi suntem vinovați că nu reclamăm. Să-și obține venituri. Ilicite. Ca să fie banii, deși. Tot. Cum se pare corect? Păi nu e corect, nu fie corect. Nu am verificat, dar nu se știe că toți sunt hoți. Te jupoaie. Se mai fură la cântat. Da, se fură. Comisarii de la Protecția Consumatorului verifică la fiecare acțiune pe care o au și cântarele agentului economic. Nu toți însă sunt cu ele în regulă. Deși de nenumărate ori am semnalat prezența pe piață a cântarelor neverificate metrologic, și în săptămâna trecută au continuat să se constate astfel de abateri. S-au găsit în plus față de utilizarea de mijloace de măsurare neverificate metrologic și utilizarea de mijloace de măsurare neomologate. Deci orice cântar găsit pe piață și care trebuie folosit eventual în bucătărie, se utilizează și în tranzacțiile comerciale. O altă abatere referitoare la acest aspect este faptul că operatorii economici amplasează cântarul astfel încât indicațiile acestora, cântarelor, nu sunt vizibile pentru consumatorii aflați în spațiu de vânzare și creează suspiciune asupra cantității de produs pe care consumatorul o primește. Agenții economici au obligația să-și verifice anual cântarele la serviciul metrologic. În caz contrar, aceștia nu mai au dreptul de a folosi cântarul respectiv. Amenzile aplicate sunt de la 1.000 la 4.000 de lei.